Cât de mult suntem noi tributari aparențelor, etichetelor. Nu numim înfrângere ceea ce de fapt este o victorie nemaipomenită și din nefericire numim victorie ceea ce este de fapt o înfrângere lamentabilă. Aș vrea să citesc ceva din Jerry Vines. El spune așa: o înfrângere care te lasă umil nu este o înfrângere, este o mare biruință. Și o victorie care te lasă mândru și umflat de mândrie, aceea nu-i victorie, ci este o profundă și teribilă înfrângere. Așadar, rezultatul sau calitatea sau natura experienței pe care o trăiești tu în viața ta nu este dată de criteriile societății sau istoriei sau filozofiei contemporane, ci este dată de rezultatul pe care lucrul acesta îl produce în tine și cu tine. Ce a făcut din tine înfrângerea aceea? Ce a făcut din tine victoria aceea? Așadar, revenim din iarăși și iarăși la cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos. După roade veți cunoaște ce fel de lucrare este aceasta și rodul cel din tâi asupra căruia tu trebuie să privești cu atenție este acela din propria ta viață și din propriul tău suflet. După ce vezi ce produce în tine, îndrăznește și exportă-l aproapelui tău, familiei tale, bisericii tale sau oriunde îți va conduce Dumnezeu pașii.